Roberto a părăsit casa Mireasa așa cum ne-a obișnuit cu schemele lui. Probabil că și-a dorit să iasă în forță. Spunea că va veni weekendul viitor la petrecere, la petrecerea foștilor concurenți, că va vorbi cu Denisa. În fine, mi-a părut rău că am văzut-o pe bunica că plângea. Sper din suflet să fie bine și să fie liniștiți și cumva să se bucure de tot acest parcurs în casa Mireasa. Drum bun în viață, Roberto, să fii sănătos și poate mai reflectezi un pic la comportamentul tău, că nu ar strica. Ce pot să spun este că mă bucur că am cunoscut-o pe bunica. Au mai rămas două mame în casa Mireasa, dacă vă puteți imagina. Mie mi se pare wow, deci avem doar două mame în casă, doamna Ana și doamna Eleonora. Drum bun în viață, doamna Livia, drum bun în viață, Roberto, să fii sănătos, să fii iubit. L-am auzit pe Irina spunând că să te bucur că nu te-ai căsătorit în casă, că nu ai de ce să divorțezi sau ceva la modul ăsta. Mi s-a părut foarte ciudată remarca ei, nu știu la cine se referea, dar na, o să vedem.